dragoților, în episodul de astăzi o să reacționez la editurile voastre de pe TikTok, Instagram și YouTube. Primul este de la Lucica Ilie. Zice Foxy, hi! Pune un like, un pupic și o inimioară cadou. Hai să vedem despre ce este vorba în acest videoclip. Opa! Dansez eu și... oh, ce avem acolo? Carioci roz, foarte drăguț și... oh, făcut un mărțișor! Nu cred, cât de cute! Și dacă observați, o scris Foxy, dar la I o pus inimioară. Să știți că și eu scriam așa, deci aveam un timp când puneam inimioară la I. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă și voi a scris așa vreodată. Oh, de cute! Foarte, foarte cute acest video. Practic este de 1 martie. 1 martie fericit, primăvară frumoasă a trecut. Astăzi e a treia zi de primăvară. Foarte drăguț! Văd acolo că ai o mașină șmecheră pe masă. Așa de bogați. Telefonul tău. Apreciez foarte mult și îți mulțumesc pentru videoclip. Ești tare rău, pupici! Următorul videoclip este de la Isabela Miruna și văd aici mai multe persoane cunoscute. M-a pus și pe mine acolo, curioasă dacă știți care sunt din poză. O văd și pe Iuliana Berecoi, Andra Gogan, Andreea, Bibi, Iorga, Erica. Foarte, foarte drăguț, gen... cine iese? Adică, cine e cea mai frumoasă? Nu știu, toate fetele sunt frumoase, fiecare fată e frumoasă în felul ei. Deci nu știu ce să zic, adică, hei, nu mă bag mai departe. Pe Instagram am acest edit super, super drăguț și văd că a pus faptul că i-am apreciat comentariul și zice... oh my god, idolul meu care joacă Roblox mi-a observat comentariul. Super, mă bucur că ți-am făcut o zi mai frumoasă. De la Antonia, un mesaj tot așa că i-am apreciat comentariul, zice vă iubesc enorm de mult, voi îmi pune zâmbetul pe buze de fiecare dată când postați pe YouTube, mă încălziți cu zâmbetul vostru cald și cu vocea voastră de aur, vă iubesc, mulțumim! Probabil e un video cu mai mulți YouTuberi, printre care sunt și eu. Super drăguță! Aici avem un desen foarte, foarte drăguț. Nu mai știu cine l-a făcut, dar o să recunoască persoana. Foarte drăguț făcut cu mine. Aici avem un video de Ziua României, tot așa cu mai mulți YouTuberi, printre care sunt și eu. Foarte drăguțe aceste edituri, îmi plac. Aici avem un edit de pe TikTok. Gen arond persoana 1 te place în secret și o fată aici care dansează. Foarte drăguț, îmi plac dresurile ei cu Hello Kitty. Și aici cineva m-a etichetat. E o persoană Foxy, dar nu sunt eu. Și zice, Foxy, oh my god, nu cred, Queen, te iub. Ca și cum aici pare că eu pe mine mă iubesc singură, dar nu este acesta contul meu. Probabil este o abonată, dar ar fi drăguț să vă treceți Foxy fanpage sau fup de la fanpage ca să se știe că nu sunteți eu, pentru că așa pare ciudat, pare că mă iubesc eu pe mine însumi. Da, oricum e bine să vă iubiți și voi, dar zic așa că arată ciudat în comentariu. Și acesta este profilul meu de pe TikTok, mă găsiți foxy.tiktok. Aici cine o știe pe Foxy să dea inimă, banii nu-i faci plângând, banii faci râzând. Ha-ha! Da, adevărat. Adică așa ar fi drăguț să faci, nu? Ce edit foarte drăguț. Aici zice, eu am copilărit cu el, tu cu cine? Și cineva m-a etichetat în acest TikTok. Băiatul ăsta face aici un dans. Și hai să vedem, zice Roblox cu Patri, eu cu Foxy, gen că a crescut cu mine, super drăguț! Mă bucur că v-am făcut copilăria mai frumoasă și sper să vă fac și de acum încolo. Asta e tot așa un edit, un cap în care e Angela, deci capul ăsta ar fi al lui Angela. Gen, probabil, ce alegi dintre aceste capete? Cum arată capul meu, curioasă? Ah,
cap de prințesă, ce cute! Foarte fain, mersi mult! Ia uite ce drăguț! Cu ce cap frumos de prințesă! Mă consideră prințesă, oh, ce cute! Mulțumesc frumos! Și aici gen cine m-a ales și zice cineva Roblox egal 5 ani. Ei da, ei da, ce vrei să zici? Cu oricine se poate juca Roblox? Normal că mai mult copii se joacă Roblox, dar poți să fii și adult și pensionar și bunica ta poate să joacă Roblox. Adică nu e o regulă. Se joacă cine vrea și cui îi place. Și sunt doar hateri. Haterii ăia care comentează acolo numai ca să comenteze. Am fost etichetată în această postare și dacă vii foame, aoleu. Deci sunt cea mai bună combinație. Cartofii prăjiți cu ketchup. Să vă zic un secret, cartofii prăjiți cu sos de usturoi. Dacă ați trăit sub o piatră până acum și nu ați încercat cartofii prăjiți cu usturoi, mamă, nebunie, încercați că foarte, foarte buni. Da, și cu ketchup sunt buni, deci da. Și avem de ales între această combinație și hai să mai vedem o combinație, adică, da, mie îmi plac cartofii prăjiți. Mai mult îi fac la cuptor că sunt mai healthy, mai sănătoși, dar cartofii, da, tot timpul. Dragostea mea, iubirea mea. Ok, și zice, ba nu, eu sunt gen paharul de lapte cu Oreo. Mamă, și laptele cu Oreo e bun. Chiar nu știu, dintre astea două variante, cred că tot cartofii aș alege. Adică, cred că prefer sărat. Deși îmi place și dulcele de multe ori, nu știu. Habar n-am. Scrieți voi în comentarii voi ce ați alege, că-s curioasă rău. Sunt etichetată la o postare, Foxy, uite ce minunăție de like, fă un copil fericit. Ba chiar o să îi las și comentariu. I-am lăsat așa drăguț rău, mersi! Aici zice, wow, Foxy a făcut piesa acum un an. Da, într-adevăr, dacă nu ați ascultat piesa Roblox Song 3, o găsiți pe YouTube. Și e comentariul ăsta, voi ați ascultat piesa până acum. Noua piesa lui Foxy și Houdini, Roblox Song 3, zice mi de 5 ori și e super faină piesa. Mă bucur că îți place. Fata aceasta, cu numele Noci, Flavi, Foxy, Hachi, Love, a făcut foarte multe edituri cu mine, așa că îi mulțumesc. E cea mai tare fană, te iubi. Un alt edit, gen să dai like dacă și tu mă știi, gen. Și hai să vedem, 60 de persoane, se pare, care au văzut acest video. Mă știu, foarte tare, foarte cute. Mersi de edit. Tu cine crezi că e mai fan? Bereche, Petre, Ștefan. Știu și eu faza. Ăsta e un edit foarte drăguț făcut cu mine. Foarte, foarte cute. Îmi place foarte mult editul ăsta. E foarte roșu și foarte cute. Aici e Foxy dansează. Stilul ăsta de dans. O, da, ce tare. Ia uite-te la mine. Mare dansatoare din Buricesio. Am fost etichetată în postările astea. Le-am tot văzut pe TikTok și mi se par super ciudate. Adică, cum ai reacționa dacă ar muri persoana de la Arondo? Ce ciudat! Și aici reacții, oh, câte creepy mi se pare. Nu știu ce găsiți amuzant la treaba asta, dar mi se pare creepy rău. Și eu oricum îmi doresc să trăiesc veșnic, dacă se poate, gen minim 1000 de ani. Aici sunt etichetată în postarea asta și mă întreabă gen Foxy dacă aș vrea, gen. Pe Roblox nu poți să spui așa evidențiat anumite părți ale corpului pentru că e banat, nu ai voie, gen. Și da, nu cred că există pe cu acesta. Ok, na, nu știu, poate că nu există, nu te lasă pe Roblox. Un alt edit pe roșu, super cute. Gen, ce nu poartă Foxy? Chiar sunt curioasă, ce nu port eu? Părul colorat, ba da, am purtat în trecut. Am avut și șuvițe roz în păr și verzi și mov, dar acum ce drept am doar blond în cap. Haină neagră, por negru, cum să nu, la greu, rup negru. Perucă verde fără edit. N-am purtat perucă verde niciodată. Am purtat o singură dată perucă brunetă, dar nu am poze să vă arăt. Și șuvițe verzi am avut. Da, nu por papuci, ies desculță pe stradă, ai mare dreptate.
nu port papuci în casă, nici o sete că nu-mi plac, indiferent că e vară sau iarnă. A, pantofi! Aici e dovada că port pantofi, că zice cineva că nu port pantofi. Rochie neagră se pune, port negru, gen aici dovadă. Genul ăsta de papuci port cel mai des, gen să fie comozi, Adidas, nu știu, cu talpă groasă. Uite aici, șuvițe roz, dovadă că am avut și șuvițe roz. Uite, părul mov. E, cum nu port părul colorat? Am avut în trecut, ce-i drept. Acum nu mi-a mai făcut. Mă bate gândul să mai fac șuvițe roz. Mai aștept editurile voastre dacă vreți să mai fac video despre asta. Sper că v-a plăcut. Dacă faceți, nu uitați să-mi dați tag acolo cu Aron. Like, subscribe, clopoțel. Noi ne reauzim data viitoare. Sper că v-ați distrat cu mine. Pii, ce-abia aștept să mă mai uit la editurile voastre. Să râdem împreună și să ne distrăm.